Frați scumpi, frați și surori de departe, așa mi-ar fi plăcut să fiți aici pe lângă mine, sau cel puțin pe primele două bănci, trei. Da, probabil așa vin rabu, v-ați așezat pe cele din urmă. Oricum, eu până aici pe prima bancă, pe a doua bancă, văd așa un pic ca prin sâtă, dar încolo nu vă văd, nici n-aș putea să vă număr cât sunteți. Fratele Filip mi-a arătat că să mă uit la ceas, adică nu pe niciun ceas. Mie mi-ar trebui să fie un ceas aici undeva aproape, măcar cât doba aia, așa, ca să pot să văd și eu. Dar mulțumim Domnului de cât mai pot să văd, că am văzut destule de când îs. Glorie Domnului! Scumpii mei, înaintea noastră, prin preiubitul frățior care a vorbit înaintea mea, ne-a pus în față o istorie. Și această istorie poate să fie istoria întregii lumi. Ne-a vorbit despre patru persoane, în definitiv, și alții, dar astea ca temă. Primul personaj e Iisus, glorie Lui. Amin. A doua e Marta, a treia Maria și a patra Lazar, fratele lor. Maria era Maria aceea, spunea și Biblia, care l-a uns pe Domnul cu mir. În capitolul 12 ne povestește din episodul acela, da? Și în alte părți ale Scripturii o găsim pe Maria și comentată de Iuda Iscarioteanu, Domnul Iisus Hristos face o remarcă în care spune că numele acesta a Mariei va fi pomenit oriunde se va vesti Evanghelia. Și ăsta iar e un lucru tare mare. Dacă merge să spiritualizăm un pic după mintea noastră, cuvintele din Sfânta Evanghelia lui Ioan, capitolul 11, ne spune ce iubea Iisus. Iisus iubea pe Marta și pe Maria și pe fratele lor, pe Lazar. Ce ar însemna asta dacă ne-am gândit duhovnicește? Acesta este în definitiv omenirea întreagă. Domnul Iisus Hristos iubește oamenii harnici, cum era Marta. Domnul iubea pe Marta pentru că era harnică. Odată, frații din conducerea cultului vroia să înnece pe unul și să-l scoată din slujbă. Și socră-sa lui Gaja, în noaptea aceea, când trebuia să fie o mare conferință la Deva sau la Arada, ci undeva, visează.
un înger al Domnului, un personaj în alb, vede în vis, îl apără pe respectivul și zice pentru 3 lucruri. Nu-l vor putea da jos. Era pastor pe vreo 2 județe. Și primul lucru pentru hărnicia lui. Și ăsta atât a lucrat că n-ai idee. Și cu munca lui aduna bani și sprijinea pe săraci. Primul lucru zis pentru hărnicia lui. Apoi pentru dărniciile lui. Și în cele din urmă pentru osteneala în Evanghelie. Nu-l vor putea da jos. Și nu l-au putut da jos. Și eu am ținut mintea asta. Sunt atâția frați care se bizuie pe cuvântul Domnului într-un fel. Domnul mi-a purtat de grijă, dar el nu caută, poate nici servici, dar caută să mintă autoritățile că-l doare aia și că-l doare aia și nu-l doare nimic. Și obține pensie ca să trăiască din minciună. Ce credeți acum îndrept la așa ceva când dă de un năcaz? Se poate spune din partea lui Dumnezeu pentru hărnicia lui. Îl ții de mână? Nu se poate. Să nu mă opresc mult aici, că poate, ce știu, să nu lovesc pe cineva. Dar Domnul iubește pe oamenii harnici. A doua înfățișare a omenirii era Maria. Maria a fost iubită fiindcă îi plăcea să asculte cuvântul. Și Moise în cântarea sa zice: toți sfinții au stătut la picioarele Domnului și au primit cuvânt din gura Lui. Maria exact asta a făcut. Măcar că ea era o femeie repudiată, pe care nimeni nu o prime în casă dintre evrei. Numai că Simon leprosul n-a avut ce face, că el era ginere venit în casa asta și era bărbatul lui Marta. N-a avut ce să facă. Era casa unde ea s-a născut și a crescut. Căsătorită în Magdala. Și apoi nu se povestește cum a ajuns o femeie de care cumnatul să-i spune: dacă ar fi ăsta proroc, ar ști cine e asta, că asta e o femeie păcătoasă. Dar chestionarea îl scoate în evidență pe el cine-i și o înalță pe ea care asculta cuvântul. A patra persoană, Lazar, preînchipuind în definitiv lumea moartă, lumea bolnavă, cum zice Isaia, din creștet până în tâlchii, numai bubă, carne vie nestorsă.
Și tot în Isaia zice, pământul se clatină ca un om beat și crapă din pricina păcatului. Deci, globul ăsta pământesc sufere modificări diferite din pricina păcatului omenirii. Și tot din pricina păcatului omenirii, pământul în cele din urmă va suferi un foc care va arde tot ce-i pe pământ. Tot din pricina păcatului omenirii. Planeta asta frumoasă va ajunge să sufere așa ceva. Acum venim mai aproape la textul citit de preubitul frate. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Domnul Iisus Hristos este soarele neprihănirii și lumina lumii. Soarele a apărut în a 4-a zi. Domnul Iisus Hristos a apărut în a 4-a mie de ani. Omenirea toată era moartă în păcatele ei, puță. Și Domnul Iisus Hristos a venit cu o mare sarcină de la Dumnezeu. Cum a zis El, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Care era voia lui Dumnezeu pe care trebuia să o facă Iisus? Care era aia? Ce zice Sfântul Cuvânt prin Sfântul Apostol? Voia lui Dumnezeu este... Ce? Zice să aud ceva. Sfințirea noastră. Ne putem noi sfinți? Nici de cum. Dar a venit Iisus și El a adus pentru noi sfințirea. Mărească-i să numere. Și încă în 17 Ioan ne arată neputința noastră de a ne sfinți. Și atunci zice, mă sfințesc eu pentru ei. Deci El e sfințirea noastră și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Astfel, Lazar, mort, și mirosea greu de 4 zile, de 4.000 de ani, mirosea greu în grota păcatului, a morții și a nopții, fără soare. Dar Iisus a venit și stătea la o oarecare distanță și a aflat Marta, Maria și cei ce plângeau pe acolo că a venit Iisus. Și Marta i-a ieșit înainte până nu a intrat în Betania. Undeva la o intersecție de drum în capul satului. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și de aici a început citatul. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era mort de 4 zile. În mormânt de 4 zile
Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, adică 3 kilometri, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuie să vină în lume. Domnul Iisus Hristos încearcă credința noastră și astăzi și El ne spune totdeauna adevărul. Noi ne agățăm de adevărul știut sau de adevărul de care am auzit, dar trebuie să credem adevărul pe care n-am auzit și pe care nu știm ce va fi, nici ce a fost, ci să credem adevărul prezent. Marta a putut crede că Iisus e Cel care, chipui, n-a avut un cotro, trebuia să vină în lume. Și Marta a putut crede că va fi odată, cândva, o înviere. Dar Marta n-a putut crede momentul, că atunci, în ziua aceea, nu zice bolnavul să creadă, ci zice rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Apoi cine se roagă pentru cel bolnav? Păstorul care îi face ungerea sau cel care se implică în lucrări duhovnicești. Dar dacă numai te joci de a lucra, nu ai izbândă. Implică-te adânc și vei vedea slava lui Dumnezeu, cum a zis Iisus. Am văzut femeie moartă cu cadru medical lângă ea și cercetată din punct de vedere medical. Dar când ne-am rugat cu toată tăria, după 15-20 de minute de rugăciune, că n-o dura mai mult, și-a deschis ochii și ea însă și-a zis: Vă mulțumesc că m-ați readus la viață. Mărit să fie Domnul! Am cunoscut pe unul din Borhanci care la fel a murit în spital și medicii au făcut totul, actele, gata, au venit acasă, s-a apucat familia de a face ordine, cum era pe atunci, să spoiască în casă, să preminească casa pentru mormântare. Și pe el l-a pus într-un târnaț. Și a venit acolo fratele Lazar cu sora Rosalie. Și s-a plecat fratele Lazar pe sicriul lui, așa ea: Silicule, scoală-te, că vine Domnul Iisus la tine.
în momentul când el a strigat cu toată credința, a observat ca din tavan, coborând un fascicol de lumină pe fața lui Silicu. Și Silicu și-a deschis ochii și a trăit și s-a dus în armată cu certificatul de mormântare și le-a arătat la toți. Mărească-se numele Domnului! I-am cunoscut persoane de care vorbesc, le-am cunoscut bine. Glorie Domnului! Deci când e vorba de rugăciune, trebuie să crezi tu primul, cu tărie și cu putere. În serile trecute a venit un frate, nu știu la care biserică mere, la Andi sau aici, sau nu știu, că nu l-am întrebat așa, și a venit, am un mare bagaj, dacă vrei, dă-l jos, nu. Pă de aia am venit. Și a început de când a fost copil, de când și-a dus el aminte, de la 5-6 ani. Și a tot golit din bagaj, a tot golit din bagaj, până când a ajuns acum la 50 și ceva de ani, cât avea 60. Și atunci a început să spună, am pe cap așa ca o tigaie de fier, așa, capul meu. Inima, bine, iau și medicamente, dar e tare slabă. Rinichii-mi sunt bolnavi și nu mai am așa putere. Și s-așa, și s-așa. Dar după ce și-a dat toată sarcina de pe inimă jos, m-am ridicat, i-am făcut ungerea cu un de lemn și am strigat la Iisus cu tărie. Tu poți ierta păcatele. Tu poți vindeca. Vino la lucru! Și harul lui Dumnezeu a lucrat a doua zi pe la 9:10, mă sună. Frate, sunt ca un om nou. Nu mă mai doare inima, nu mai am slăbiciunile alea în mâini, în picioare. Nu mai simt nimic pe cap. Nu mă doare rinichii. Slăvit să fie Domnul Iisus. Umblă prin credință în Hristos. Asta îi se cerea și la Marta. Să creadă atunci. Dar ea a crezut ce a fost și a crezut ce a auzit că vine, dar n-a putut crede momentul. Ei, istoria aceasta vine mai jos și ne spune că Maria stătea acasă înconjurată de plângăcioși din ăștia, care unii plâng că-i doare, alții plâng că se prefac, ba pe la sate mai era femei care erau plătite ca să bocească. Și apoi venea și așa știe să întocmească tot felul de cântări, așa bocituri după mort, ca să facă mai cu vâlvă serviciul de mormântare la ortodox sau catolici. Dar noi, prin har, nu trebuie să bocim. Când a trecut la cele veșnice nevasta mea, ne-am adunat, ce mai e, un batalion acolo, foarte mulți, din cei apropiați ai casei mele, dar le-am spus, nimeni să nu caște gura, lăsați lacrimile să curgă, e frumos, e sănătos să plângi, dar nu bociți, mă, nu căscați gura. Uite cât suntem aici, păi dacă unul începe, apoi și altul, apoi la urmă nici eu nu pot să mă țin. Păi urlăm toți, apoi ce mormântare e aia? Lasă să se poată vesti cuvântul clar. Și toți m-au ascultat. Le tremura fața, le tremura bărbiile.
curge lacrimi din ochi, dar n-o zis nimeni, vai, niciun cuvânt. Și a fost o mormântare foarte frumoasă. Apoi după ce s-a împrăștiat mormântarea și s-a așezat sicriul, apoi de aici încolo, cum putem, tot boci și plânge. Dar nu-i fain să plângi. Că de multe ori plânsul ăsta te poate lovi să nu te mai scoli sănătos. Am văzut în munții Apuseni, a murit bărbatul unei familii, câțiva copilași, nevasta urla, așa m-am băgat în casă. Soră, nu te fă de groază aici. Ține-ți plânsul, lasă lacrimile, dar nu căsca gura, nu. Ce? M-a luat drept frăjmașul ei. Când o scos sicriu afară, s-o dus peste sicriu, bărbatul rup de pământ. Și n-a putut-o scoate din coma asta. Și o dus-o la Turda, la spital, și mormântarea apoi s-a făcut fără ea, numai după vreo 3 zile o scos-o din asta. Și am văzut multe. Am văzut persoane care, bocind la mort, sigur, cu durere în inimă, au rămas bolnavi de inimă, alții bolnavi de nervi, alții cu o frică mare și ziua și noaptea, pentru că n-au avut înțelepciune. Pavel Apostolul ne spune că noi ne ducem la Iisus. Noi nu suntem a nimănui, noi nu ne pierdem în lumea asta. Nici după moarte. Pământul să ducem pământ, țărâna în țărână de unde o fă lua, dar sufletul să duce la Dumnezeu care l-a dat. Și țărâna asta e vegheată de Dumnezeu. Să știți, când a murit pastorul Ion Tămaș în Alba Iulia, într-un accident, după un an de zile, într-o noapte în revărsatul zorilor, nevastă s-a visează că s-a dus în cimitir și Ionul ei era pe dunga gropii. Și dădea să povestească cu el și s-a trezit. Aude după masa că o rudă de-a lui ceva murise, ea nu n-o prezentă, și cei care i-au săpat groapa, au săpat groapa aici și l-au scos cu sicriul afară pe dunga gropii și l-au desfăcut și s-au uitat la el. Păi când au auzit aia, ce-o mai plâns, de ce nu m-ați anunțat? Dar vedeți, și o sămintele zvegheate de Dumnezeu. Noi nu suntem ca orice om. Noi suntem oameni care Dumnezeu a pus în noi pe Duhul Sfânt, glorie Domnului. Vedeți ce zice mai jos. 28, un verset mai jos. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sorul sa, Maria, și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. În seara aceasta a venit învățătorul și te cheamă, iubit ascultător. A venit învățătorul și te cheamă să fii om și femeie cu minte. A venit învățătorul și te cheamă ca tu să crezi că Iisus e cel care a venit de la Dumnezeu. A venit învățătorul și te cheamă să crezi că vine o zi a învierii din morți. A venit învățătorul și te cheamă că dacă ai o nevoie azi, azi trebuie să crezi. Măriți să fie Domnul Iisus. A venit învățătorul și te cheamă să nu te mai iei după lume. Nu vezi ce se întâmplă?
câțiva faimoși de la Hollywood acum 10 ani s-au prezentat cu bărbi. Și acum majoritatea pocăiților poartă bărbi. Pare că toți au jucat piese la Hollywood. Nu? Alții și-au lăsat come, nu știu cum, pe cap. S-au tuns și și-au lăsat numai aici ceva, așa. Și după ei, acum tinerii noștri, toți sunt așa, mă. Fete, femei și-au pus orzoane pe mâini și lanțuri și cercei și lănțișoare și-au vopsit unghii. Și alea erau poate cu bani, erau ce știu. Dar acum și o fată săracă care de-abia își poartă năcazul de pe o zi pe alta și ea se vopsește pe unghii. Măi, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Unde suntem? A venit învățătorul și te cheamă. El iubește pe Maria, iubește pe Marta, te iubește pe tine și pe mine și ne cheamă să ne înrolăm în oastea sfântă. Pentru că noi numai trecem prin lume, dar nu suntem din lume. Noi am crezut în Domnul Iisus și El ne-a strămutat din feliul deșert, mă, nu înțelegeți? Din feliul deșert de vețuire ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale, în locurile cerești, în Hristos. Câți în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Te-ai întrebat dimineața când ieși din casă, seamănă portul meu ca a sfinților? Când vorbești, când râzi, când pui mâna pe telefon și nu mai gați, te-ai întrebat dacă Iisus Hristos ar fi în locul tău, ar face ca și tine? A venit învățătorul și te cheamă, că nu știi cât stai pe pământ. Într-o zi, sănătos sau bolnav, aia nu contează. Când moartea capătă ordin, păi poți să râzi, că și așa am văzut. Am văzut femeie în Răchita, județul Alba, care avea băiatul la școală undeva, la Moscova, nu știu unde, și a auzit că o pus o nașă la o nuntă. Și ce s-o gândi să-i facă surpriză? Și i-a dat un telefon și i-a ascultând pe fecior la telefon râp de pământ și nu s-a mai sculat niciodată. Deci poți muri și bucuros și poți muri și trist și poți muri și tânăr și poți muri și bătrân. Am fost la o mormântare în Fodora, bărbat de 44 de ani pare că a stat de vorbă cu vecinul său, care doar 200 de metri dacă era între căs. Și s-a urcat pe un acadeu, sau cum îi zice la ăla, așa cu patru roți, cu care fuge mult, copiii mai mult, dar tinerii. ATV-ul. Na, ce știu eu, că eu le cam încurc. Și a plecat de aici. După 2 minute, când să-și ia drumul mai bine, el a murit. A murit pe motor deasupra, s-a izbit de un lemn, s-a izbit de-a doilea și a căzut în prăpastie și gata a fost. Dar ce-i viața asta?
De ce? Ce-i trupul ăsta, mă? N-ai auzit aici ce a zis Marta? Doamne, miroase greu! Apoi crezi că-i mirosă mai fain? Mâine, păi mâine și eu și tu. Cum ne-a dat telefonul obdeată soră din Anglia. Frate, aș vrea să-mi spui, bărbatul meu e bolnav. Oare va trăi sau va muri? Soră, hotărât va muri. A, vai o, Doamne, pă, vai o, vai o, pă, doră de la Adam până acum, arată-mi unul. Mai e vreunul pe aici? Pă, și eu voi muri, și mea tale muri, pă, și ăla va muri. Câți ani are? 77 de ani. Pă, ce mai aștepți, măi? Doamne, iartă-ne! Sigur că noi am vrea să tot trăim, dar zilele noastre sunt hotărâte, zice Salmul 139, până când nu eram decât plod în pântecile mamei mele, n-aveam nici chip. Zilele care erau rânduite, erau hotărâte înaintea ta, așa că nu poți trece peste ele. Până aici, ori sănătos, ori bolnav, ori tânăr, ori bătrân, cât să zilele, atâta trăiești. Doamne, ajută-ne! Și aș vrea să vă spun și o poezie cu care închei, că după ceasul meu, cred că am ajuns la 9 sau am trecut de... Mai 7 minute. O poezie. Slavă Domnului! Cine ești? De unde vii? Poți tu oare ca să știi? În ce scop te-ai zămislit? Și pe pământ, la ce ai venit? Că tu ești rău, tot tu ești bun, tu înțelept și tu nebun. Și viața întreagă ți-o petreci, ostenind în lupte seci, cu necazuri, cu sudori, strângi mereu și aduni comori, și la urmă, caz tântit, te duci gol cum ai venit. Pleci din lume încredințat că destinul îi neschimbat. Din neființă pe pământ, de la leagăn în mormânt, da de aici mister, abis, viața n-a fost decât vis. Dar dacă visul îl trăiești frumos, vei împărăți cu Hristos. Amin.